Este lege și lege. Așteptați pe rând. Hai să așteaptă răspunsul, nu am înțeles. Lege, lege urmează să fie pus în capul mesă. Iar ne întoarcem. Nimeni nu are de gând să mușamilizeze cazul respectiv. Asta și pe românești mușalim. Să ascundă. A pe că ta-ți greșit. Omul. Să înțeleg, dar nu mușalizez. Omul ce... Legea privede că fiecare trebuie să poartă răspundere penală pentru ceea ce s-a făcut. Se cercetează cazul. Un pușcat, cazul. Așteptați un pic. Un pușcat o persoană e, acum, e cercetată penal. Ceea ce a mai fost acolo, urmează de stabilit circumstanțe. Dacă noi stabilim că s-a implicat și alte persoane, intervenim în conformitate cu legea. Nu, dacă e înregistrat tăt acolo. E tăt, e înregistrat, cine, și cum? Dumneavoastră... Zici că doi sunt spital, sunt bolniță, cu astea rupte. Așa e bățut, cu trubii, cu asta, așa merge vorba, da? Unde? Stasuleacă. Cum te băiatul eu? Dacă l-am pușcat la ust, la ust și ca jos. Dar așa la ora 3 să duci, că bine m-a bătut. De unde știu eu că eu s-a dus acasă și de trage ieșa că să ajung și eu acolo să fac, da? Eu mai repet. Asta e dreptate? E regretabil ceea ce s-a întâmplat. Concluziile despre existența sau inexistența dreptății urmează de făcut la finele urmăririi penale și se termină dosarul penal. La momentul de față, într-o zi de urmărire penală, noi nu putem spunem ce să fie mâine sau poimâine. Oameni buni. Urmăriri, dar că trebuie să o aflați, sau sunt martori care au fost, ce să mai căutați urmăriri? Eu sunt pot om, eu om pentru dreptate. Fost, în primul rând, din punct de vedere legal, părțile vătămate, părțile interesate, sunteți și dumneavoastră cu drept să aveți un avocat, să vă asiste avocat, să vă reprezinte interesele. Dar cel mai bun avocat pentru dumneavoastră este procurorul, care trebuie să apere partea vătămată și interesele părții vătămate. Vedem că de la ora 8 dimineața în aparat. De la 8 noi ședem și o să acuși jumătate de oră din. Văd că jumătate de oră, până n-am închis traseul central, nu se rezolvă. Biroul e deschis pentru dumneavoastră la procuratură. Da, eu când l-am îmbrat pe drumuri cu birourile voastre, cu una altă, ajungi acolo, stai că l-ai ocupat, ajungi în partea aceasta, mai așteaptă, dar cine vine tal? Hai să-mi vii mâine, tu nu ești înscris. Nu-i corect, n-ați fost la mine. Nu duci să spune în eroare. Vă dacă ieșe! Nu-i corect. Vă chem încă o dată. Declar în mod deschis încă o dată. Orice întrebări, le-o formați în scris. Cercetăm orice, orice întrebare. Dacă mă duc să-l dezgrop. Să mă duc pe scaun acolo și vă spui cum au fost, da? Așa mai nu știu ce-ți fac. De ce poliția când a venit atunci tatara, nu l-a dat tatarul jos? Nu i-a luat pistoletul deodată din mână, de el crede așa, de asta l-a înconjurat. De ce? Am înțeles că aveți mai multe întrebări. Toate întrebările este trebuie depus la punct. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. De ce poliția nu v-aș dreptate de la aparat criminal? Dar să fac unul de ăsta așa că nu lucrează până de jos la pământ și-l calcă în picioare. De asta și vă spun, dacă considerați că cumva ceva poliția a încălcat, poftim, scriți adresarea, să cercetăm toate cazurile respective. Domn procuror, dar de ce așa puțin ani lui ai de 10-15 ani pentru omor de copil? Intenționat! Dumneavoastră spus! Dumneavoastră spus! Poate să răspund. Lui nu-i ST. Presa uneori vă duce în eroare. Conform articolul 145 alineatul 1, scrie că este pedeapsă de la 10 la 15 ani. Nu scrie, tu cu, gor, da. Cu gura ta. Articolul mă ascultă. Să mă ascult. Noi examinăm. De așa este, așa ai spus. De la 10 la 15 ani. Iar câte 10 ani. Și eu dat 10 ani, 5 mai șede și niște bani și la 10 ani el nu iese și îmi zici că bună ziua, măgărușule, că eu am ieșit. Ești următorul, da? Eu dat jurământ să apri patria, dar nu așa ai? Spate întrebare. Stați pe rând. Acti unul întrebare, vă rog, voi dați toți odată întrebări. Gata, asta s-a luat pentru că l-a bătut pe băiat. De ce persoana dat care l-a bătut pe băiat nu a fost arestat pentru 72 de ore? Pentru ce? A venit poliția la loc de față, el era pe loc. Persoana dat care l-a bătut pe băiat. A fost pe loc. De ce nu l-a arestat? Numai pisa care l-a împușcat pe băiat l-a arestat. Dar pe domnul care l-a bătut. Dar care l-a reținut în mașină. Îi spune domnul, reținut în mașină. Copil minor. Copil minor. El l-a luat reținut în mașină. Cum așa scoate? La fața locului, el era pe loc.
De ce nu l-a arestat? Și am zis două de ori. L-a s-o dus acasă. Ii tu pentru clienti, ii sunt papoile, ii sunt papoile, ii sunt papoile. Ii sunt papoile. Aveți 100 de întrebări, eu sunt unul. Dați vă răspund pe rând. În momentul de față, îi pornit dosar. În momentul de față, îi pornit dosar pe faptul omorului intenționat. În cadrul cercetărilor, dacă noi stabilim și alte circumstanțe, alte componențe de infracțiune, vor fi pornite și dosarele respective. Iarăși mă întorc la faptul, nu se face tot în jumate de oră, este imposibil. El e copilul meu, numai eu, știi cum am crescut. Mie îmi pare rău. Nu-i trebuie să-i știți, eu nu vreau așa ceva. Trebuie să-i dai pași, să-ți duc, nu-l ating. Deși el a pușcat. Și voi numai să-i știți și așa de. Dar pe urmă să ies și-ți merg cap sus. Dar eu copilul meu, putrezește, mormânt. Și așa să-i dreptate să faci. Eu am spus și ieri și altă ieri. Am spus la ăștia că filmează. Să-l... Nu și bă. Cum am eu nu-i? Așa și el. Trebuie să gândească că faci el are și el copil. Nu trebuie să bei mâna. Pentru ce i-ați dat armă? Pentru ce armă i-ați dat? Că eu șadă să fac parte, să-mi puși cineva? Ia spune, mă dau și singur, unul, oricare aveți șipul ca eu. Nu! Mie trei dosare, ce n-are trei dosare. În primul rând, în primul rând. El a luat cu aparat, cu aparat, băieți, ce-i spus să bată. El nu-i zici, noi nici n-am făcut nici el asta. Noi nu i-am făcut, nu i-am făcut nici el. Primul dosar deschis, eu ținut în mașină, ca заложник. Заложник a fost în băieți și mie. Ca ectel. Ca confidență. Și pe toți nec, muierile și alea, alu, alu, ea. În treilea rând, trebuie deschis dosar penal pe patrula care a fost. El a îmblat pistoletul în spinarea lor. Și ei nu l-au pus la sază jos, la cum ar rușiți să-i... Gazul, baloni, și după aceea și-au venit poliția. Dacă îmi permiteți. Iată aici. Da. 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 Este... Sunt părinți regretați. Oameni... Încă o dată vă simt la fiecare... În față la fiecare de oameni ăștia. Personal intrați la mine, vă rog. Azi, dacă doriți. Vă mai liniștiți sau luni, când doriți. Întream la mine. Discutăm orice problemă. Discutăm, sunteți, aveți drepturi anumite procesuale pe dosarul penal. Nu e important să acumulăm probe, să stabilim dreptatea. Asta că am venit și am discutat și cineva spune una alta, asta s-a auzit și s-a uitat. Las să fie martor. Trebuie să documentăm în corespundere cu lege, că să fie dovezi și omul să fie pedepsit pentru așa ce a făcut. Tata, mama, poftim! Dacă îmi permiteți, eu după cât îi cunosc, am vorbit cu mulți dintre dumneavoastră, a fost înțelegerea că persoanele care au fost la fața locului atunci aia seara, la ora 8-20 dimineața, să vii toți la primărie. Stați. Eu, de exemplu, cunosc despre toată situația și eu o susțin la control până la urmă. Eu, dați să facem înțelegerea în felul următor. Dați să facem înțelegerea în felul următor. Ca să nu fie numai vorbă și numai fiecare cu pretenzii, eu vă îndemn la calm și la un lucru. Facem, noi cu dumneavoastră ținem legătura permanent. Dumneavoastră sunteți la cei care ați cunoaște toate circumstanțele și toate mersuri urmăririi penale și toate acțiunile care să fie întreprinse de polițiști. Totodată noi am dispus mai multe închete de servicii în privința acțiunilor angajaților de poliție, care și cum au acționat. Nu credeți că o să fie ceva ascuns, tăinuit, fără să fiți dumneavoastră pus la curent. Tata, eu vă garantez și vă asigur că, în primul rând, dumneavoastră sunteți părinții regretatului și noi vă aducem la cunoștință despre toate acțiunile. Asta eu vă asigur pe dumneavoastră. Toți stau acum și știți cum, cei mai mari dureri e pentru părinți. Că ei cu toată durerea toată viața, dar toți am, știți, alții, poate... Ascultați-mă până la urmă, domnule. Ascultați-mă până la urmă. Eu am fost personal la fața locului și cunosc multe, pentru că noi atunci când făceam acțiuni de urmărire penală, noi nu eram ajutați, deși ești prieteni, deși ești verișor, dar eram încurcați. Când eu rugam, nu ne încurcați, dați-ne pași să lucrăm. Toți știu numai face PR, a vorbi și a încurca și a pune vieță în roate. Eu vă rog frumos, dați-ne... liniștim, să ne la calm și dați să noi să conlucrăm. Eu vreau ca noi să fim o echipă, să conlucrăm împreună, credeți-mă, că eu și o aceea persoană și domnul procuror care dumneavoastră, orice versiune, orice declarație care dumneavoastră să declarați, astăzi le examinăm sub toate aspectele. Astăzi includem toate comisiile, toți experții, toate circumstanțele să fie examinați sub toate aspectele. N-a să fie nimic ascuns, tăinuit. Asta eu vă garantez 100%. Mă tăi zis că ai fost atunci. Da. Și mă tăi și de femeie, că în doamna și ai Nu.
Eu când am venit, ia ca cu domnul, cu, eu cunosc cu cine am vorbit, adică de întrânsul. Da, da, da. Eu când am venit, doamna, eu n-am văzut-o. Ce? Care scrie de la tot la poliție? Nu, mă, ce prost. Domnul polițist, o tras în om, amuia, pe loc, o tras în om. Păi uitați-vă, statule. De ce trage om? Cazul, da. E cazul, da. Ascultați-mă, pe formă, el trage om. Eu l-aș fi la față loc. Și el l-aș fi scurs, amuia. Permiteți-mă, eu să vă cheam, ascultați-mă, leacă, domnilor. Dați-vă liniștiți să vă explic. În primul rând, pe faptele care s-au comis pe data de 13 și spre 14, să sporniți cauze penale. Noi examinăm, dar faptele, eu înțeleg, noi avem dreptul să facem orice, atât dreptul nu călcăm dreptul la alte persoane. Uitați-vă dumneavoastră și rândul din corpul de cor. Oamenii ăștia, stați vă explic. Oamenii ăștia tot au familie, tot au copii, poate unul și de copilul mic și nu se poate duce. Noi am vrut să nu până când nu a trecut nicio mașină. Noi în sat am așteptat o grămadă de timp. Eu personal, mă vedeți aici, atunci tot am fost la fața locului, m-am implicat, am adus tot ce am putut maxim posibil și imposibil. Acum eu vreau una, dați noi să fim într-un gând și într-un pas, fim o echipă, să facem lucruri, scotem adevărul la suprafață și stabilim fiecare și rolul avut în crimele date. Pentru că vă dați seama, toți vorbesc, toți știu, a dat declarații la presă, ca așa, ca așa, dar când ai la scris, eu vă arăt dumneavoastră să vedeți ca să fie tot transparent. Când ai la scris, nimeni nu vrea să dai declarație. Eu vreau să facem în felul următor. Hai să facem în felul următor. Noi cu părința să ținem legătura, facem un grafic de audiere a martorilor toți care venim la primărie. Iar la graf. Nu, dar nu pot lucra. M-am dus să mă întâlnească. Nu puteam să lucrăm la ori. Nu, nu, nu. Nu cu grafic. Tu nu ești plănuit amul. Dar plănuiești pe luna și aia. Nu, corect. Nu putem să lucrăm haotic. Nu putem să lucrăm haotic. Noi nu putem să... Eu... Păi că primăria mult mai timp prin declarații pe rând. Dacă mă el nu, el o tras. Ce nu-i chemați să-l coași întrebați? Ce o tras polițistul? Ce-a făcut? L-a zis că ar luăm pe el. Ce o tras în trânsul? Situația dată eu vă spun că să fac anchetă de serviciu și ei tras la răspunde. Mă, mă, să-ți la lumea spune. Asta că și-a spui el la lumea. Lumea să vadă. De ce o tras mâna și-o tras? Îmi vede la iese și striga că t-ai dit, că t-ai dit. Domnul, uitați. Ce s-au ascuns la mașină eu și ai ascuns? Noi și trebuie, am venit să facem PR-ul, am venit să scotem o problemă, noi am venit să scotem soluționăm problema, să scotem adevărul la suprafață. Eu pentru asta am venit cu domnul procuror. Noi n-am venit să care și o zis cum o zis și o făcut. Da, dar dacă o trasă în om, muia polițistul, muia o trasă. Polițistul ați răspundă dacă el o acționat ilegal. Dar ce nu chemați să întrebați de ce? De ce o trasă? Eu nu pot să îmi să întreb bunul de astăzi. Dacă te-ai fost scris mașină. Nu i-a venit vremea. Este vremea. Vreme. Nu l-o plănuie. Primul rătul ăla sunt întrebări mai sunt. Auziți? Așa de mare. De ce nu a fost anunțat familia că ieri a fost judecată? Și familia? Noi, de ce n-a fost anunțat că ieri a fost judecată? Dar ieri nu a fost judecată. Nu, eu dată 30 de țări. Păi uitați-vă. Domnul, ce mai n-a fost anunțat? Procedura aici, că oamenii pot să fost... Ați putut să ne țineți la curent. De ce mai n-a fost la curent cu asta? Nimeni nimic. Nimeni n-a știut nimic. N-a anunțat mă televizie. Ați spus că sunteți de partea noastră. Dacă îmi permiteți, ce ține de examinare de mersul cu privire la arest preventiv, examinarea se face în ședință închisă, conform legii. Noi avem rezultatul. Omul este arestat, are 30 de zile de arest. Nu am rezultat în nimic de ele. Ceea ce ține, ce s-a spus de grafic, de ieri, om bun. Eu mă implic în vedere că el e unui club de urmărire penală. Să fie implicat mai mult de ofițeri de urmărire penală. Dacă sunt mai mult martori, înțelegeți că să stabilești o circunstanță, un om trebuie să-mi spus, nu 5 minute, un om trebuie să-mi spus o oră, poate undeva și o oră și jumătate. De asta și s-a vorbit de un anumit grafic. De exemplu, vin 10 persoane să fie audiate din ofițer de urmărire penală, asta trebuie timp. Nu poate eu într-o oră să finalizez tot lucrul cu toate persoanele. Uitați-vă, vândem, faceți o listă de marturi oculari care au fost la față. Care cunoaște, dumneavoastră știți ce e mai bine. Cât sunt. Dați adresă, dați numerele de contact. Implicăm mai mulți ofițeri de urmărire penală, că în 2-3 zile noi toate persoanele respective să le vedem. Ai scris de atât, toți sunt prezenți aici. Nu să ne-am prin voastră legătură. Nu, uitați-vă. Stați-vă. Să-mi dăm toți care sunt pe loc.
care a fost în băzută. Primărie de dat. La Chișinău. La Chișinău. Cinci oameni și la ei la fiecare. Păi, uitați-vă, doamnelor, dați-vă niște stați. Da, dar ei au la procuratoră și scriu tăta muiată, noi stăm și vorbim gol și numai dați-vă filmează. De urmărire penală au dreptul să facă acțiuni de urmărire penală doar ofițerii de urmărire penală, nu toți polițiștii. Trebuie să aibă statut de ofițer de urmărire penală, nu pot să facă audieri fiecare om și în public. Pentru că nu pot să audiez pe toți oamenii deodată. Hai, dați să fieți înțelegători dumneavoastră. Nici la noi, toți au dreptul de a trage, de a împușca, de a pune lumea jos. Dar pe asta se scrie că ea ca așa, așa la n-are drept. Lumea doar și ea. Ia la noi. Așa-i la noi zaconul, cum zice. Voi așa. Noi dacă nu facem așa, mergem la Chișinău. Primăria a dat primarul. Primăriei vreo 3-4 polițiști scrie acum. Uitați-vă, noi facem așa. Este la noi creat grup de lucru de mâini dimineață. La șare, dacă e sâmbătă. Noi mâini trebuie să facem frază toată. Hai de luni, dar. Da, astăzi. Tatăl leacă, de ce de părință? De ce părință? Cu dumneavoastră. De ce să luăm la primărie? Azi, la primărie. Azi, la primărie. Care sunt martorii principali? Azi, la primărie, începem sunt. Ea ca muia, zice, începem treză, așa, pijală de la primărie și îi punem acolo. Nu, martorii principali. Care martorii, da, care știu ei și au fost acolo. Ei s-au deat. Cine s-au deat? Nu mă pisă, și ei care au fost doi. Nu, s-au deat. Nu, care nu s-au deat. La care au finit. Hai, facem așa. Dați o grupă, dragă. Da, să facem așa. Da, să ne dăm într-o parte, să deblocăm traseul. Nu. Păi stați că noi vorbim aici. Anchetatorul pe loc trebuie să amuștate. Vizem în seama primăriei trebuie, așa ne-a luat. Vedem acolo și pe ce. Dar de ce? Lumea să mă susține, aici trebuie să mă susține pe mine. Dar înțelegi, aici noi facem acolo de marginale, domnul Nicolae. Asta încurcă, nu trebuie să lucrăm, nu trebuie să încurcăm. Trebuie să ne ajutăm. Civilii le-a duc scrite ce-o fost să mergem. Aici în sat. În centru, oare în club. În club, așa, puteți satul. Noi șerim treaba asta. Nu. Noi șerim. Stați-o leacă. Noi, în primul rând, suntem, uitați-vă, eu dați vă explic la toți dumneavoastră. Noi, în primul rând, suntem cetățenii Republicii Moldova. Noi avem legi care reglementează viața noastră și toate acțiunile noastre. Și ei și cum Mata spui în club, stați-o leacă. Dacă sunt organe competente care se expun în privința cum se derulează mersul urmăriri penale, cum judecată, asta nu că dacă Mata vrei, hai, dar hai la Mata acasă să începem să facem dreptate. Dar nu e corect asta, înțelegi? Pe mine casa e liber, dar mă dăm la mine. Ascultați-mă, leacă. Ascultați-mă, leacă, domnule. Ascultați-mă, leacă. Ascultă-mă, Mata, până la urmă. Pentru că noi toți suntem oameni și cetățeni ca și dumneavoastră. Și nu credeți că toate emoțiile astea trec alături de noi. Ele toate trec pe noi, că nu numai un caz. Noi avem zi toate cazurile. Nu suntem oameni indiferenți. Trebuie să fiți și dumneavoastră înțelegători și să mergeți cu noi la lucrare. Dacă vreți să obțineți rezultatul cel mai bun, care noi vrem să scoatem la suprafață. Dar nu să voi tăi ne învinuiesc numai și ne învinuiesc toți și nu aveți. Dar situația de fapt nu e chiar așa cum dumneavoastră credeți. Dar dați un grup de închitători, lasă-i să facă închetă la... Păi corect, eu am ușa să ne facem, simplu, uitați-vă, dacă noi stăm aici și numai vorbim, și schimb asta, dați să facem acțiuni concrete. Că nu știi... Chemați tăi, dai închitători și nu poate, și nu-i bun. La primărie. Dați să faceți, să vedem lista, cine faceți dumneavoastră care știți marșul. Lasă-mă, 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 lasă-mă
Dar dumneavoastră, vă rog frumos, pregătiți câți marturi azi fie audiați. Păi dați lista să-i văd, care sunt. Păi uite, stați alea. Dați-o noi după posibilitate. Tocșfoaie noi n-avem, aveți dumneavoastră, să aveți un tocșfoaie. Dați-o tocșfoaie. Noi n-avem tocșfoaie. Care ușit?